Consiliul Local Municipal Brăila a decis anul trecut că, începând din 2015, pentru o mai bună colectare a taxei de salubritate, aceasta să fie plătită cu un impozit local direct la primărie și nu operatorilor de profil. Chiar dacă hotărârea s-a popularizat la momentul respectiv, pentru mulți dintre brăileni a fost o surpriză să afle zilele acestea la ghișeele Direcției Finanțelor Publice Locale că trebuie să plătească pe lângă impozitele locale și această taxă. Banii eu am plătit până întâi, deci banii sunt achitați. Și serviciile să fac, de ce? Și acum v-au dat hârtiile? Mi-a dat hârtie să le completez, dacă plătim acum la primărie. Și ce facem? Deci schimbă din an în an, schimbă, sau eu știu din câți ani schimbă toate astea, ca să se pierdă urma la bani, la toate astea, nu știu. Nu, ceva nu e în regulă. Mai mult, unii dintre brăileni susțin că la ghișee li s-a spus că dacă nu plătesc taxa de salubritate pe 6 luni înainte, nu li se primesc banii pentru impozitul pe casă. A pățit-o chiar unul dintre consilierii județeni. Am întrebat de 2 ori și mi s-a spus, da, trebuie să, ca să plătiți impozitul pe casă, trebuie să aduceți o chitanță cum că ați plătit pe 6 luni în avans la gunoi pe anul 2015. După o discuție telefonică cu directorul economic al primăriei, edilul șef Simionescu a declarat că nu este posibil să existe o astfel de condiționare. Azi, dacă mă duc, pot să plătesc impozitul pe casă? Pe... Da, astăzi s-a dat drumul de dimineață. Azi dimineață. Da. Există o condiționare la taxa pe gunoi de o lună, de 7 luni, de 6 luni. Fiecare plătește cât vrea, dar cel puțin o lună. O lună, evident. Da, bine, mulțumesc. Pa, pa. Conducerea primăriei speră ca prin măsura luată să încaseze taxa de salubritate și de la cetățenii care până acum refuzau să încheie contract cu firmele de salubritate și să plătească pentru ridicarea gunoiului pe motiv că ei nu produc deșeuri.